Bianca Drăgășanu și Sofia sunt lângă noi. Bine ați venit, frumoaselor! Bine te-am găsit, draga noastră! Da, naștere ușoară e foarte frumoasă și am fost foarte uimită să o văd că urmează să devină mămică, pentru că arăta foarte, foarte da, bine. Da, 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 nici nu mi-am dat seama. Ce fac, Sofia? Bună întrebare! Ți-a fost dor de Teo? Foarte! Și mie de tine foarte! Ce mi s-a părut mie foarte interesant în momentul în care te-am văzut e că un pic te-ai machiat la ochișori. Te-a ajutat mami sau tu exersezi? Mami m-a ajutat. Te-a ajutat, nu? Și tu încerci să te machiezi ca mami? E sigur că da, vreau să fiu ca mami. Vrei să fii ca mami? Mhm. Din ce punct de vedere vrei să fii ca mami? Ca frumusețe, ca inteligență, ca personalitate? Ca toate. Ca toate. Dar tu crezi că mami și-ar dori ca tu să fii copia ei? Sau și-ar dori ca tu să fii tu? Și-ar dori ca eu să fiu eu. Vezi? Aici voiam să te aduc. Am senzația că în curând vei avea concurență. Da. Sunt foarte fericită. Te cred! Sunt foarte fericită și mă minunez în fiecare zi cât de mare și de schimbătoare e. În fiecare zi e mai așa înțeleaptă, e. În fiecare zi e mai bună, mai frumoasă, mai cu minte. Am un copil minunat și ea știe asta și mulțumesc bunului Dumnezeu că există. Dar te-ai cam implicat în toată povestea asta, te-ai implicat tare, deși știe toată lumea că ai niște afaceri pe care le conduci. Dar tot timpul tău important îl petreci cu ea. Da. Și asta începe să se cam vadă. Da. Îmi petrec timpul cu ea pentru că ea este încărcătorul meu, știi? Mm-hmm. Sunt ca o baterie. Exact. Care atunci când rămâne fără energie sau fără putere, dacă o văd, o ating, o miros, o simt, gata, sunt încărcată. O înveți toate lucrurile pe care le știi? Sigur, câte se pot preda la vârsta Sofiei. Poate da, să bineînțeles. Absorbă la 6 ani. Da, bineînțeles. Adică ai spus că îi spui și lui Teo. Da. Ce lucruri importante trebuia să-i spunem? Erau două. Da, două foarte importante. Nu arunca gunoiul pe jos. Și despre zahăr. Zahărul face foarte rău. Cât de rău face zahărul? N-am știut. Zahărul. Îmbătrânește, da. Îți scade unghiile. Aolea. Și pielea, părul. Și pielea, părul. Inflamează celulele. Da, stai, părul scade tot. Tot și rămâi chiar așa? De la bomboană? Vai de mine. Dacă nu de la bomboană, dacă nu exagerezi. Ah, și ce înseamnă să exagerezi? Adică să mănânci prea multe. Mm-hmm. Tu cam câte mănânci odată? Ca să fie așa frumoasă. Una, nu? Una pe o zi. Una pe zi, foarte bine, foarte bine. Și cu planeta, cu pământul, cu ce mai spus? Cu planeta, da? Nu arunca gunoaie pe jos, că se supără Dumnezeu, planeta. Ah, și planeta când se supără, ce face? Ne trimite furtuni, cu tremure. Așa. Și ce trebuie să fac eu ca să nu se întâmple asta? Nu arunca gunoaie pe jos. Dar unde le arunc? La gunoi. Și dacă sunt pe un câmp și n-am un coș de gunoi, ce fac? Sau o ții mânuță până găsești unde... Un coș de gunoi, undeva. Să găsești tot, trebuie să existe un coș de gunoi, ai dreptate. Tu toate lucrurile astea le-ai învățat și la școală? Aproape, dar nu. Mai mult nu. Mai mult de la mami, nu? Ca în clasa 0, ce Dumnezeu să... Da, e un fel de clasă pregătitoare. Da. Și începe să învețe litere, cifre și citește și scrie, are cuvinte pe care le scrie, pe care le citește. Firește. Da. Dar, Sofia, voiam să te întreb ceva. Tu când pleci din casă, îți pui foi de dafin în pantofiori? Mm-mm. Dar crezi că mami face asta? Cred că da, eu nu știu. Păi hai să aflăm. Da, mami face asta. Și eu o spun foarte des, pentru că eu încurajez oamenii să intre într-o energie bună și lucruri bune, în care eu cred. Și iar eu. Testat de mine, la mine merge. Și eu, eu sunt însoțită de frunza de dafin și acum. Eu sunt cu frunza mea de dafin. Dacă te vede fiimea, te pupă. A, serios, crede? Mamă! Alaltă, cred că am cumpărat două pachete de fui de dafin. Da, și eu cred că iarba aceasta, să-i spun așa, da. Planta aceasta este o plantă sfântă cu puteri miraculoase. Și eu, dacă o pui în pantof? Dacă o pui în pantof, îți merge bine toată ziua. Mm-hmm. Dacă o pui în portofel, aduce bani și abundență.
Dacă pe data de 1 a lunii scrii pe ea ce-ți dorești, dragoste, bani, abundență, sănătate, fericire, apoi o arzi, la fel ți se îndeplinesc dorințele. Asta mi-a zis și Maia. Da, da. La fel și cu scorțișoara și cu sarea. Dacă pui sare la tocul și în casă, da, și o schimbi în fiecare lună, practic se spune că absorbe energia negativă, iar în momentul în care o arunci și o schimbi cu alta nouă, aduce energie nouă și pură în casă. Scorțișoara aduce dragoste și pace în familie. Și trebuie să o arzi sau să o depozitezi? Depinde. Se spune că... tot pe data de întâi a fiecărei luni sau din când în când pe o dată de întâi, e bine să stai la tocul și pui scorțișoară praf și o sufli către intrare. Și atunci, în momentul ăla, toate lucrurile se întâmplă bine în casa ta, aduc dragoste. Dar ușa trebuie să fie închisă, ușa trebuie să nu iasă. Nu, la tocul și practic tu stai de la intrare și o sufli în casă, înăuntru. Am înțeles, eu am crezut că e invers. Da, sau dacă ai bețișoare de scorțișoară, atunci când mai purifici încăperea în care blocuiești casa, eu le aprind odată cu tămâia. Pentru că așa cum cred că în geantă și tămâie și scorțișoară. Și eu la fel, eu cu tămâia... Și frunză de dafin și aprind prin casă și scorțișoara, pentru că se spune și din vechi străvechi, chiar și Cleopatra folosea scorțișoara ca un fel de elixir al dragostei. Bine, fericire, n-a sfârșit-o, bine? Că înțelegi ce vreau să spun. S-a îndrăgostit cam des de persoane din același oraș. Da. Sofia, revenind la tine, înainte să începem noi interviul, tu aveai foarte multe întrebări pentru mine. Da, foarte. Ți le amintești? Le amintesc. Ia, ce voiai să știi de la mine? Vreau să știu dacă ai câine sau pisică sau acum animal. Acum nu mai am. Am avut. Dar acum nu mai am. Pentru că era foarte, foarte, foarte bătrân. Bătrân. Da. Era fată sau băiat? Era băiat. Ah, da. A noastră fetiță și-o cheamă Chanel. Aha, Chanel, o știu pe Chanel. Mai vrei să știi ceva de la mine? Da. Te rog. Care e culoarea ta preferată? Roșu. A mea e roz. Ia uite, suntem pe acolo, dacă mai pui un pic de... Și a doua este mov și a treia este roșu. Și tu ți-alegi hainele în funcție de asta? Nu prea. Mami ți-alege hainele sau te descurci? Mami alege hainele. Da-ți plac? Îmi plac. Asta e important. Ce ai mai vrut să știi de la mine? Am mai vrut să știu... Dacă îți place, cum te descurci? De câți ani ești în televiziune? Nu-mi place foarte des cum mă descurc. Uneori mă descurc mai bine, alteori mă descurc mai rău, așa cum se întâmplă cu toată lumea, că n-avem toți așa o zi excepțională. Și sunt în televiziune de 27 de ani. Wow! Felicitări! Cât e din 94? Mult! De atunci, de mult, de mult. Nici mami n-a fărut să la televizor, tu îți dai seama? Eram mică și da. Eu. Și tu erai mică? Nu eram foarte mică, eram cam ca mami acum și eu nu voiam să fac asta, deloc. Mie nu-mi plăcea televiziunea. Voiam să fac totuși totul altceva, dar s-a întâmplat. Așa că să știi tu întotdeauna, să ții minte de la mine, să urmezi ce vrei tu în capul tău, nu ce... Știi? Îți urmezi sufletul. Da, eu îmi urmez sufletul că îmi plac animalele, da. Că vreau să fiu doctor veterinar. Asta vrei să fii. Și e posibil să te răzgândești? Niciodată. Niciodată, când plac dacă o să am, extrem de mult. Dacă îți plac extrem de mult, când o să am un cățel sau o pisică, la tine vin. Dar acum tu o poți trata pe Chanel? Da, o pot trata. Mai avem un câine care o cheamă Fendi. E mică, e mică de... Cât e anul are? 3 luni. 3 luni. Și o să ai grijă de ea? O să o crești tu? Păi nu, am dat-o. Dar pe Chanel o scoți pe afară? Da, o scot câteodată. Dar nu des. Nu des, că sunt câini. Și ai mai firav așa. Da, da, o știu. Știu că mai firav așa. Da. Mă întreb la câte haine ai tu? Că trecem de la una la alta, ca în viață. Ai loc în dressing? Nu. Tantana. Periodic, cel puțin o dată pe lună, îmi fac loc în dressing. O parte din ele le dau la sora mea sau la maică mea sau la 2-3 prietene care vin și aleg lucrurile care le plac.
Iar restul le vând pe Instagram. Foarte bine faci. Și mi-am auzit chiar recent, da, că vai, a rămas fără bani și își vinde lucrurile. Hello, I'm so smart. Fac chestia asta pentru că în cele mai multe haine investesc bani și atunci măcar o parte din să-i ei scot, să recuperez ca să cumpăr altele noi. Da, poți să faci altfel. Uite, Cristina Ciosescu a venit lângă noi să te învețe și să ne învețe și pe noi. Da? Pentru că la noi în dressing este o zăpăceală.